Bună seara, bine v-am regăsit. Vreau să plec în seara aceasta de la o întrebare. Este legea celor 10 porunci veșnică? A murit Iisus? Întrebarea s-a mai ridicat-o. O repet în alt context. A murit Iisus ca să satisfacă legea celor 10 porunci? Pavel abordează această problemă într-un mod foarte, foarte fin și subtil în multe părți din epistolele sale. Galateni este probabil cea mai avocățească abordare, cea mai polemică abordare. Dar astăzi mă refer la Epistola către Romani. În Epistola către Romani, Pavel spune, în versetul 18 din capitolul 1, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstirea lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor, care nebușă adevărul în nelegiuirea lor. Este o afirmație apocaliptică. Și ca fiind o afirmație apocaliptică, intră bine în teologia iudaică, de fapt este scoasă din teologia iudaică. Deci Pavel începe cu, ca să înțelegem retorica lui, deoarece editarea Bibliei în capitole și versete și predicarea ei timp de aproape 2000 de ani ne-a făcut destul de confuși cu privire la adevăratul ei înțeles. Pavel pleacă de la o premisă care este acceptată de către iudei, premisa Apocalipsei, că mânia lui Dumnezeu se manifestă împotriva omenirii. Dar este o întrebare. Cum poate Dumnezeu să judece o omenire care nu are noțiunea de bine și rău? Pentru că aici trebuie să intrăm puțin în teologia iudeilor. Teologia iudaică are la bază ideea că evreii au un suflet care poate să îl înțeleagă pe Dumnezeu, care poate comunica cu Dumnezeu. Și scopul evreului este să comunice cu Dumnezeu. De la început vreau să spun că resping toate acele teorii ale conspirației, ca cum ar fi protocoalele Înțelepților Sionului și alte prostii de genul acesta, care spun că evreii au un plan ca să stăpânească lumea. Pe evrei nu interesează să stăpânească lumea. Pe evrei interesează partea, dimensiunea verticală, să comunice cu Dumnezeu. Și ceea ce interesează este să aibă un spațiu al lor în care să comunice cu Dumnezeu liniștit, care este Țara Sfântă, și dacă nu au Țara Sfântă, să aibă un ghetto, să aibă sinagoga, să aibă o școală yeshiva și așa mai departe. Chicago este plin de evrei ortodoxi și diferite școli conservatoare și sunt un peisaj familiar pe străzile din Chicago. Par ca niște umbre care trăiesc într-un univers paralel. Mă rog, adventiștii au împrumutat ceva din această trăire într-un univers paralel cu realitatea. Și ideea este deci că acest suflet al evreului se transmite ereditar. Trebuie să te naști evreu ca să ai acest suflet și chiar dacă ești un evreu apostaziat, chiar dacă nu mai e practic, chiar dacă ești un evreu ateu, totuși ai acest suflet care poate comunica cu Dumnezeu. Firește că ei nu sunt atât de exclusiviști să zică că ceilalți nu au nicio șansă. Cineva poate deveni evreu dacă se circumcide și adoptă religia evraică, dar să ceva cam 4 generații până să aibă cu adevărat un suflet de evreu. Deci oarecum este cum ar fi un imigrant dintr-o țară străină de prima generație la care numai copiii sau nepoții sunt cu adevărați, să zic, naturalizați în sens cultural și gândesc ca un german sau ca un american cu adevărat, prima și a doua generație nu. Cam asta este și ideea convertirii la iudaism. Ideea aceasta că evrei au un suflet care poate comunica cu Dumnezeu. Pleacă de la Geneza, de fapt. Evreii sunt, așa cum arată genealogiile biblice, pe linia întâi născut al lui Adam. Deci este dreptul întâi născut, care așa cum știm era și preotul familiei. Și scopul Genezei și al genealogiilor biblice în teologia iudaică nu este acela să neapărat să ne spună care e vârsta Pământului, sau care e originea Universului, ci în primul rând, primul scop este acela de a arăta că evreii sunt urmașii lui Adam, sunt întâiul născut și din cauza aceasta au această capacitate de a comunica cu Dumnezeu. Acum sunt 2 interpretări. Una este că această capacitate s-a transmis doar prin linia întâiului născut. A doua este că pur și simplu ceilalți nu sunt oameni. Nu sunt oameni în sensul care Adam a fost om, după chipul lui Dumnezeu. Ceilalți oameni nu au fost după chipul lui Dumnezeu, acestea sunt neamurile goimii. Dumnezeu firește că a dat legea, Tora, doar poporului său. Și legea este veșnică.
Legea este dinainte creație. Tora este prima creație a lui Dumnezeu, este Tora. Și Tora este veșnică. Toate au fost făcute după Tora. Dumnezeu s-a uitat, a văzut că toate erau bune. Cum a știut Dumnezeu că toate erau bune? Păi s-a uitat în Tora. Tora exista. Da? Și când l-a făcut pe om, se spune chiar că Tora, care este o persoană, a obiectat și a spus că omul va cădea, dar Dumnezeu a spus că îi va da omului pocăința ca să se întoarcă. De aici și ideea de pocăință. E bine, această idee cuprinde o altă idee, că neamurile nu au capacitatea să înțeleagă legea. Ferește, neamurile au legile noachime. Ei trebuie să nu tolereze crima, trebuie să nu mănânce sânge și trebuie să nu se închine la idoli. Dacă țineți minte, Consiliul de la Ierusalim a stabilit că neamurile să rămână sub legile noachime, dar a avut o idee nouă, anume că pot să îl cunoască pe Dumnezeu, să fie mântuit sub legile noachime, ceea ce era o idee cu totul nouă. Cert este însă că neamurile n-au Tora, n-au legea veșnică și nici nu trebuie să o aibă. Evreii nu-și băteau capul să predice Tora la neamuri. Evreii predicau doar legile noachime la neamuri. Vreau să-i întoarcă la monoteism, la ferirea de adulter, la combaterea crimei, la ferirea de sânge. Acum nu trebuie să spun că multe dintre popoarele, dintre goimi, mulți dintre goimi, puteau să dea lecții evreilor de morală, dar acest este un subiect la care vom reveni mai târziu. Cert este însă că întrebarea este, cum va judeca Dumnezeu goimii, oamenii, ceilalți, neevrei, dacă ei nu numai că nu au Tora, dar nici măcar nu pot să înțeleagă pe Dumnezeu, nu au capacitatea să comunice cu Dumnezeu și nu au capacitatea să primească Tora în sufletul lor. Răspunsul lui Pavel este că, citesc versetul 11, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este descoperit în ei și că și le-a fost arătat de Dumnezeu. Afirmația asta este revoluționară și merge mai departe decât de a respinge la teologia evreilor, respinge și teologia creștină. De ce respinge teologia creștină? Hai să începem cu evrei. Pavel spune că, de fapt, neamurile nu au mai puțină cunoștință de Dumnezeu decât evrei. Sau mai precis, evreii nu cunosc nimic în plus față de neamuri. Tot ce se poate descoperi le-a fost descoperit în ei. Cu alte cuvinte, nu există nimic în plus care vine prin revelație față de ce poate veni prin teologie naturală, să zic, sau prin folosirea rațiunii și prin tendințele ereditare ale omului de a face binele. Lucrul acesta e șocant. De ce? Pentru că chiar dacă noi nu suntem atât de exclusivi ca evrei, să considerăm că avem o revelație exclusivă pe care numai noi o putem înțelege, ideea care s-a dezvoltat în biserica creștină, încă din primele secole, este că pe lângă legea naturală există o revelație specială despre Dumnezeu care vine prin Biblie, prin Vechiul și Noul Testament, eventual și prin alți profeți. La ce mă refer? Să iau de exemplu teologia lui Thomas d'Aquino, care este principalul teolog al Evului Mediu și care a definit cel mai bine conceptul de teologie naturală. Aquino recunoaște că pe baza teologiei naturale noi putem cunoaște unele lucruri despre Dumnezeu, existența lui Dumnezeu, nemurirea sufletului, diferența între bine și rău, dar prin revelație vine o cunoaștere superioară a lui Dumnezeu, care nu este accesibilă pe alte căi. Ori Pavel spune că tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le se descoperit în ei. Ca atare, revelația scrisă nu adaugă nimic în privința cunoașterii de Dumnezeu. Lucrul acesta e atât de radical încât nu mă mir că a fost trecut cu vederea. Dar cred că afirmația lui Pavel e destul de clară și dacă o puteți contesta, vă invit să faceți acest lucru. Mai departe, Pavel continuă prin spune: în adevăr, însușile lui nevăzute, ale lui puterea lui veșnică, dumnezeirea lui se vă lămurit de la facerea lumii, cântăiți cu băgare de seamă la locurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Ideea lui Pavel este că omul poate să înțeleagă legile Universului și omul trebuie să trăiască după legile Universului. Aici Pavel nu se referă nici la creaționismul științific, nici la intelligent design, nu se referă la legile Universului în sensul de descriere a felul cum funcționează fenomenele, ci se referă la legile Universului
ca regulă după care trebuie trăită viața. Conceptul acesta nu este original cu Pavel, îl au și stoicii, îl au și picurei, îl au filozofii greci în general. Anume, tu trebuie să-ți aliniezi viața la legile Universului. Universul are anumite legi care definește ce este bine și ce este rău. Cu alte cuvinte, noi nu avem nevoie de o autoritate religioasă, de o revelație specială, să ne spună ce este bine și ce este rău. Pentru că un om care studiază legile vieții își dă seama ce este bine și ce este rău. Ideea aceasta a fost susținută destul de convingător de Sam Harris în cartea The Moral Landscape, în care încearcă să arate că poate exista o bază științifică a eticii. În principal, Pavel nu e departe de aceasta. De adevărat că pe timpul Pavel nu exista știință. Exista doar filozofie și trebuie să faci diferența între cele două. Exista o știință greacă elementară. Dar în principal ideea aceasta că pe baza unei legi naturale noi putem cunoaște binele și răul. Că este suficient pentru a ști ce este bine și ce este rău. Mai departe, Pavel răspunde la o întrebare. Atunci se întreabă evreii, care bineînțeles că erau critici ai culturii păgâne, de ce sunt neamurile în starea în care sunt? Da? De ce este lumea goimilor atât de decăzută? De ce există jocuri de gladiator și homosexualitate și dezbăt sexual, etc., etc.? De ce? De ce există furt, crime, ca și cum ei n-ar fi avut toate acestea? Și Pavel dă un răspuns surprinzător. O să vă submit și pe dumneavoastră. Vă voi dovedi că acest răspuns. Din cauza religiei. Cum adică din cauza religiei? Hai să știți că ce spune Pavel. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu l-au mulțumit, ci s-au dat la gândiri deșerte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au aflit că sunt înțelepți și au nebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsăr dobitoace cu patru picioare, târătoare. Pavel aici nu atacă atât politeismul. El clar că susține că oamenii au avut o religie monoteistă de la care s-au depărtat. Dar Pavel atacă idolatria. Și ce este idolatria? Idolatria este ceva ce ține de orice sistem religios. Spune aceasta ca unul care a petrecut toată viața în lumea religiei. Idolatria este un proces pe care Hegel l-a numit alienare și care Hegel a crezut că este specific oricărei religii. Și o să mă întorc la definiția lui Hegel despre care cred că am mai vorbit. Anume, ce este alienarea? Alienarea este atunci când, în limbaj hegelian, când spiritul uman nu se recunoaște în sine, sau mai precis, când spiritul universal nu se recunoaște în spiritul uman, ci se proiectează în ceva exterior. Și aceasta e exact esența idolatriei. Acest ceva exterior poate să fie un loc, un templu, o statuie a unui zeu, poate să fie o ceremonie religioasă. În biserica creștină poate fi o dogmă. Creștinii au fost primii care au adus dogme, deci care au creat niște concepte foarte abstracte pe care le-au absolutizat și de care au spus că cuprind adevărul perfect al lui Dumnezeu. Deci ideea că în literă poate să fie cuprins în mod perfect revelat adevărul despre Dumnezeu, într-o formulă verbală, mai precis, poate fi cuprinsă perfect adevărul despre Dumnezeu, are la bază după de superstiție. Superstiția cuvântului scris, superstiția literei, care nu e de la evrei și care credeau că cuvintele umane pot exprima adevăr absolut. Așa? Și superstiția rațiunii, care vine de la greci și care credeau că logica euclidiană poate să fie expresia adevărului absolut. Și aceste două se combină în dogme. Deci dogma e tot o formă de idolatrie. Ori Pavel are exact această idee aici. Dumnezeu s-a descoperit în ei. Da? Deci hai să recitesc ce spune Pavel. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei. Dar ei, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, cum în ei, nu l-au proslăvit și pe Dumnezeu, nu l-au mulțumit în ei, nici nu l-au mulțumit în ei,
ci s-au gândat la gândiri deșarte. Și în ce consta această gândire deșarte? Au schimbat slava Dumnezeu nemuritor cu ceva în afara lor, o icoană asemănătoare cu, și așa mai departe. Interesant că în discursul lui Pavel de la Atena revine această idee. Și o să merg puțin la fapte 17 ca să citim discursul lui Pavel la Atena. Începe așa. Bărbații ateneni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. E foarte bine traducerea foarte religioși. Alte traduceri spun foarte superstițioși. Dar noi avem impresia că această expresie, bărbații ateneni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, de fapt, prea religioși este ideea. Noi avem impresia că este un fel de compliment cu care Pavel își începe discursul, ca începe cu ceva pozitiv, ca apoi să le arate lipsurile atenienilor. Dar, de fapt, Pavel le reproșează atenilor că sunt foarte religioși. Acum, nu uitați un lucru. Pentru filozoful grec exista o suspiciune față de orice religie. Și Socrate fusese condamnat pentru impietate și asta filozofia a învățat lecția. Nu se legau de religie. În general, filozofii respectau religia, deși în sine lor considerau că religia este doar superstiție. Spunea un scriitor roman că toate formele de religie sunt adevărate pentru poporul de rând, sunt la fel de neadevărate pentru filozof și la fel de utile pentru magistrat. Deci cam asta era ideea. Și Pavel, care este adeptul unui poziții radicale față de adevăr, contestă acest lucru. Și în ce constă religiozitatea atenienilor? Care, bineînțeles, repet, filozofii nu erau religioși, dar tolerau idolatria. Pentru că el spune, Dumnezeu care a făcut lumea, tot ce este Domnul Cerului și Pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini, nu e slujit de mâini omenești, ca și când avea trebuință de ceva, și așa mai departe. Este clar că filozofii nu credeau că Dumnezeu locuiește în temple făcute de mâini omenești, nu erau atât de încuiați. Dar Pavel, de fapt, reproșează filozofilor toleranța față de idolatrie și lucrul acesta se întâlnește și la alți părinți bisericești, care în apologetica lor totdeauna arată că unul din eșecurile filozofiei este faptul că a tolerat idolatria. Deci, ce este idolatria? Pavel, de exemplu, nu spune Dumnezeu nu locuiește în temple băgâne, locuiește în temple la Ierusalim. Asta învățăm noi, că ăla era templu adevărat și astea erau temple băgâne, na? Nu, Dumnezeu spune că nu locuiește niciun fel de templu, ca și Ștefan. Și n-are nevoie să fie slujit de mâini omenești. N-are nevoie de cult, n-are nevoie de închinare, n-are nevoie de religie. Firește că închinarea pe care o predică Pavel nu constă într-un ritual. Singurul ritual pe care îl recomandă este cina, pe care, de fapt, îl simplifică. Însă, Pavel până și cu privire la botez are oarecare rezervă, Dumnezeu nu mai trimis să boteze și să predică Evanghelia. Deci Dumnezeu se descopere în om, în lăuntrul său. Și atunci când omul nu este capabil să-L recunoască pe Dumnezeu în el, întâlnirea lui cu divinitatea, sau dacă vreți, întâlnirea lui cu el însuși, cu dimensiunea lui mai adâncă, se face într-un obiect exterior. Și este foarte interesant că fanatismul religios totdeauna legat de acest atașament fanatic față de o dogmă, de un obiect, de un locaj de cult, de o anumită ceremonie, pentru că fenomenul de alienare este psihologic. Este, de fapt, o denaturare a omului. Și de aici, mai departe, de aceea Dumnezeu a lăsat pradă necurăție să urmeze poftele inimilor, așa că își necesită singur trupurile. Și mergând mai departe, așa cum știți, Pavel ajunge să discute problema homosexualității. Acum, firește că subiectul e sensibil, pentru că în privința homosexualității există foarte mult bigotism și chiar am citit nu de mult cineva care spunea că uite ce fac, trebuie să nu ne oprim doar la cele 10 porunci, ci să luăm toate legile lui Moise dacă vrem să avem o bază pentru condamnarea homosexualității. Eu vreau să arăt aici o idee a lui Pavel care este foarte, foarte, foarte corectă.
Și în ce constă această idee? Nu se aplică doar la homosexualitate, ci la orice formă de perfecțiune sexuală. În ce constă aceasta? Problema cu homosexualitatea, spune Pavel, sau așa cum o scrie Pavel. Ceea ce scrie Pavel în acest caz este situația spiritului uman care, căutând în exterior o împlinire, ca și în idolatrie. Deci este clar că pentru Pavel măruavele sexuale din Roma sunt legate de idolatrie. Așa cum în religie omul își pierde relația cu partea adâncă a spiritului său și cu Dumnezeu, dacă vreți, cu acea putere dinăuntru său, și se raportează la Dumnezeu prin petiții, la o divinitate exterioară, care este cuprinsă ori într-o piatră, ori într-o statuie, ori în imaginea unui Dumnezeu bărbos undeva prin Orient, să mai știu eu pe unde, ori dacă vreți, o dogmă religioasă, etc., ori litera Bibliei și așa mai departe. Deci, pierzând această relație cu Dumnezeu din lăuntru său, care este egală cu, până la urmă, chiar cu dimensiunea adâncă a propriului său, cu acea dimensiune infinită a voinței umane, omul se întâlnește cu divinitatea și cu sinele său într-o formă exterioară și o caută, dar bineînțeles că nu se poate întâlni acolo. Această formă nu satisface și mereu creează alt idol, alt templu, altă dogmă, altă idee religioasă și așa mai departe. Același lucru se întâmplă în domeniul plăcerii. Există diferență între plăcerea care este infinită atunci când este interiorizată, când ține de acea dimensiune infinită a voinței. Bun, nu vreau să pară acum prea cumva mistic sau prea filozofic, dar vreau mai degrabă să trec la aspectul celălalt. Și plăcerea ca ceva limitat exterior, care niciodată nu satisface și mereu trebuie să cauți ceva nou și iarăși ceva nou și iarăși ceva nou. O să dau două exemple furnizate de filozoful Žižek, Slavoj Žižek, pentru că aici intrăm în câteva lucruri la care mai bine apres la exemplul lui Žižek ca să trag concluzia după aceea decât să încerc să cumva să le formulez în cuvintele mele și în mod abstract. Deci sunt două întâmplări pe care le povestește Žižek. Žižek povestește că era la un party de academici undeva în California, mă rog, s-au întâlnit mai mulți filozofi și intelectuali și academici și oameni de cultură la care a invitat ei și întâlnându-se împreună și stând la masă, cineva a propus ca fiecare să spune totul despre sine. Deci ce naționalitate are, ce preocupări, ce câine are, ce îl interesează pe el și, bineînțeles, ce orientare sexuală are. Și Žižek povestea că atunci când a ajuns la rând, a simțit tentația să spună că orientarea lui sexuală constă în a molesta copii. Dar și-a dat seama că ar putea să fie arestat imediat când iese de la cel pare, așa că s-a abținut. Dar ceea ce îl spunea că afectat negativ la această cerere, nu era atât ideea de transparență, cât ideea de decodificare a plăcerii în ceva limitat, ceva exact, ceva la care te raportezi impersonal, la ceva, exact ca un idol, să zic așa, ceva exterior, bine definit, mă rog, homosexuali în America caută să ajungă și în biserici, să fie căsătoriți în biserici. De ce vor să fie căsătoriți în biserici? Tocmai pentru ideea este ca să aibă respectabilitatea, să fie ceva definit, ceva clasificat, ceva comodificat eventual, ceva ce circulă după anumite reguli și așa mai departe. Mă rog, dacă vreți, dacă vi se pare că sunt prea bigot sau prea conservator, o să vă spun că n-am nicio problemă cu homosexualitatea lui Oscar Wilde, care a făcut Pușcărie, care a fost un artist, da? Și un om cu imaginație foarte bogată și n-am cu probleme cu homosexuale în general. Ceea ce
sublinează Žižek în acest caz, este mai degrabă nu problema homosexualității, cât ideea de a face ca totul să fie cuantificat, măzurabil, regulat după anumite norme, pus undeva în afară, te raportezi în mod impersonal, fără emoții, la el. Așa că Žižek spune că mai târziu câțiva dintre cei academici au venit la el în Slovenia și i-a dus să viziteze o plajă din fosta Iugoslavia. Și că acești academici care apăruseră atât de lipsiți de orice prejudecat, hai spune-ne care sunt tabieturile tale sexuale și ești homosexual, ești transvesti, ești bisexual, ești transgender, spune-ne că toate sunt normale și totul se acceptă fără nicio emoție și totul este într-o producție de masă, este comodificat. Au fost foarte șocați de faptul că pe o plajă din fosta Iugoslavie femeile își primi libertăți, anumite libertăți, și ceea ce vreau să spun nu i-a șocat faptul că atare, dacă ar fost o pătrățică care să fie clothing optional, să fie pentru aceasta. Dar pe el l-a șocat că își permite anumite libertăți publice care în America, pentru care America te arestează. Și ceea ce spune Žižek e foarte interesant. De fapt, puritanismul anglosaxon, puritanismul american, este, își găsește expresia ultimă în drepturile homosexualilor. Pentru că drepturile homosexuale este ceva puritan. Adică ideea să fie supus la o regulă, să fie supus la o lege, să fie comodificat, să fie normalizat, să fie ceva la care te raportezi în afara ta și atunci totul este ok, supus unor norme sociale. Și altă istorie pe care o spune Žižek este tot la un par în California, se pare că are ceva în California, tot niște academici, când fiind însoțit de un prieten din Iugoslavia, acest prieten a vrut să fumeze o țigară și s-a spus nu poți fuma la noi și a spus poți să fumezi balcon și a spus nu, că te văd vecinii. Atunci pot fuma în fața casei, i s-a spus nu, pentru că ne strici prestigiu în cartier. Și în cele din urmă, omul a trebuit să renunțe la fumat, pentru că dacă fuma în fața casei, strica imaginea, adică cine mai fumează în timpul nostru. Dar spunea Žižek ce e interesant, că partida s-a terminat cu droguri. Și iarăși apare aici puritanismul anglosaxon, care devine foarte, foarte antifumat. Și aici nu este vorba doar de sănătate. Fumatul e rău, este foarte clar, produce cancer, da? Dar aici e vorba de formă de puritanism, e vorba de prestigiu social. Fumatul în sine, de exemplu, dacă porți un plasture cu nicotină, este ok, dacă mesești gume cu nicotină, este ok, dar să nu fumezi. Și, pe de altă parte, acest puritanism duce la exces de droguri. Ei, cam asta este relația care Pavel o vede între idolatrie și homosexualitate. În sensul că religiozitatea care se axează asupra obiectului exterior și care crea lipsește așa dimensiune lăuntrică infinită, să zic, acea dimensiune adâncă a divinității. Această religiozitate are un corespondent în plăcerea, care este incapabilă de adâncime în interior și care întotdeauna își caută ceva nou și nou și nou și nou în afară. Și bineînțeles că aici apare ideea că ești un bigot dacă observi lucrul acesta. Bun, Pavel îl vede nu ca un bigot, ci mai degrabă vrea să arate că omul care a pierdut ceva lăuntrul său caută neapărat să compenseze în afară. Și că această încercare de a compensa în afară duce la un exces în afară lipsit de profunzime în lăuntru. Este ideea pe care o spune și Žižek, și de la început aș vrea să spun că personal nu vreau să exprim nicio judecată nici față de homosexualitate, nici față de plăci din Iugoslavia, nici față de tun, nici față de droguri. Eu spun toate aceste anecdote, le spun ca să subliniez că o idee care apare și la Pavel aici, anume că atunci când dimensiunea lăuntrică lipsește sau este foarte superficială, apare o multiplicare la nesfârșit a formelor exterioare. Așa cum în religie aceste forme nu se termină niciodată.
La fel, în societatea de consum, apar mereu mașini noi, apar lucruri noi, apar tot felul de noi mărfuri, care, de fapt, nu oferă mai multă substanță, ci doar forme noi, cu vechea substanță sau tot mai lipsită de substanță, care satisfac o lipsă lăuntrică. Și la fel în lumea plăcerilor, în lumea sexului în special, apare o multiplicare a formelor de homosexual, travesti, bisexual, transgender și cine știe ce mai inventăm și așa mai departe, care de fapt sunt în ultimele situații o formă de puritanism. Pentru care este esența puritanismului? Esența puritanismului este o sărăcie lăuntrică. Și în ce constă această sărăcie lăuntrică? Pentru că este exact ce spune Pavel. Dumnezeu nu este recunoscut în lăuntru și este căutat în afară. E bine, Pavel pune un punct pe ei foarte, foarte precis aici și vreau să mă opresc aici, însă vreau să introduc ceea ce urmează. Pavel trece apoi la evrei. Și ceea ce arată Pavel în continuare este că în ultima instanță Tora, templul, religia evreilor, este tot o astfel de idolatrie. Este tot o externalizare a lui Dumnezeu și a religiei, o alienare religioasă. Și că din cauza aceasta, decăderea evreilor morală nu este cu nimic mai puțin adâncă decât a neamurilor. Însă Pavel mai spune ceva, anume că cel puțin cei dintre neamuri recunosc legea naturală și au o șansă, pe când evrei, din cauza că se fixează pe Tora, niciodată nu au pe la un alt raționament etic sau altă resursă morală. Și din cauza aceasta, în multe lucruri sunt mai ridică neamurile. Dar ne vom ocupa de aceasta cu ocazia viitoare. Vă mulțumesc și vă spun la revedere!